Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee Teologice Ortodoxe, ediția a 16-a, s-a încheiat. În sala Dr. Iustin Moisescu a Centrului Eparhial din Iași a avut loc astăzi festivitatea de premiere, la care a participat și înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Să păstrați Duhul Bisericii lui Hristos, să-i mulțumiți pe profesorii voștri, nu numai prin ceea ce ați obținut aici, că fiecare profesor de seminar dorește atât de mult ca seminarul să fie auzit într-o olimpiadă de genul acesta. Și este foarte normală această atitudine. Dar să-i mulțumiți când ei află că în viață fiind ați rămas olimpici. Ați rămas olimpici în a-L sluji pe Domnul, a rămâne în biserică și a-L răspândi, a răspândi Duhul Sfinților Părinți în societatea românească. Concurenții au susținut probe la disciplinele dogmatică, istoria Bisericii Ortodoxe Române, studiul biblic al Noului și al Vechiului Testament. Nu mă așteptam la acest rezultat și totodată olimpiada a fost un bun prilej de a stabili prietenii cu ceilalți. Și am întâlnit chiar oameni minunați la care am avut ce învăța. Olimpiada de anul acesta a fost o experiență unică în viața mea. Vreau să zic că nu mă așteptam la acest rezultat. M-am pregătit 3 săptămâni intensiv, dar pot să zic că a fost ajutorul lui Dumnezeu că a picat exact ce am învățat mai bine. Vă mărturisesc că a fost cea mai frumoasă olimpiadă la care am participat, că am participat la destul de multe olimpiade, dar a fost cea mai frumoasă și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem și la anul. Olimpiada de la Iași a fost un context nu pentru expunerea unor cunoștințe trudite, învățate poate mult timp, însă a fost un context de laudă pentru Dumnezeu și de a împărtăși impresii cu cei de aici și din Iași, dar și cu ceilalți. Toți concurenții la olimpiadă au primit diplome de participare. De asemenea, s-au acordat și premii speciale. Vedem la elevii noștri că nu doar ajung să dețină anumite competențe în sensul de a reda anumite elemente de conținut, ci mai mult decât atât sunt și creativi și lucrul acesta l-am verificat, să spunem așa, concursul este axat pe 2 axe. Una, competențele la care au ajuns și modul în care și-au însușit cunoștințele, sunt cei mai buni dintre cei buni, dar în egală măsură și cum ei pot să fie creativi, cum pot să-și filtreze informațiile, cunoștințele prin propria personalitate și după aceea să elaboreze aceste lucrări. O atmosferă duhovnicească, o atmosferă care amintea de timpurile din vechime, atunci când oamenii vorbeau despre Dumnezeu, discutau, erau preocupați de Dumnezeu prezent în viața lor. Tot așa și în zilele acestea am văzut grupuri de copii, câte 2, 3, 4, prin curtea seminarului, vorbind despre diferite aspecte ale temelor pe care le-au avut de pregătit, îmbogățindu-se și împărtășindu-se unii pe alții. Pe lângă concursul la cele 4 discipline, elevii au avut ocazia de a vizita cu acest prilej și cele mai importante obiective religios-culturale din Iași și din împrejurimi. Din punctul meu de vedere, cred că a fost o reușită pentru că a fost o muncă foarte mare în spate și până la urmă lucrurile au ieșit foarte bine, atât din punct de vedere al organizării concursului efectiv, cât și a celorlalte activități care s-au desfășurat paralel cu concursul. Pentru că elevii au fost în pelerinaje, au vizitat orașul, au participat la alte activități conexe și lucrul acesta a însemnat mare efort pentru noi cei care am organizat aici. La competiție au participat 110 elevi de la 36 de seminarii și școli teologice din 26 de județe.